Salut și bine am găsit la un episod din Jet Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum de aici, de pe munte. E un peisaj foarte frumos astăzi și am zis că... muntele lui Mihai. Meri, nu era... Păi ce, muntele tău ăsta l-ai cumpărat? În curând. Da, dar... Mă gândeam eu că nu e altă încă. Frate, chiar toate chestiile l-ai cumpărat, ce facem aici? Nu cred eu așa ceva. Bă, să știi. Hai să mergem mai întâi. Vreau să merg până în vârful ăla de acolo, vedeți vârful de acolo? Okay. Tot înainte, cum mergem pe aici. Și vreau să sărim pe aici, că e prea distractiv să sari pe munte pe aici. Mai ales cu mașina de gen. E mașina bună. Ți-ai luat mașina exact de munte, ia. Eu cu Zentorno, bă, merge și Zentorno să sară. Mamă! Vai de capul spirit. Meu. Spirit, copac. Ați ajuns pe drum, băieți? Da, nu. Ia uite. Accelerați-a! Ce pirueta a făcut mi-ai! Și curățile pe tine! Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place seria și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară. Apreciem foarte mult când faceți chestia asta și vă mulțumim. Băi, Bruce, lasă-mă în pace, că am treabă. Deci era să mă duc. De tot. Mi-a alunecat mașina! Să rămâne pisica, că... Pisica, unde ești? Puțin mai jos, mă chinui! Ia! Păi, deci mașina asta atac cu suspensiile alea, ia stai puțin. Ia stai că vreau să fac ceva. Stați așa o secundă. Just stand. Nu, nu, stai că am ceva special pentru mingea asta. Vrei să bagi sticky? Nu. Dai cu cross. Jucăm golf, da? Hai. Opa! Opa, ia uite-o. N-am cross, am jucat. La mine se vede tot acolo. La mine se vede că se mișcă. What the fuck, s-a întâmplat? La mine abia acum a plecat. A rupt gardul. Acum s-a respawnat și la mine aici. What the fuck, what the fuck? Se spawnează multe. Oh, shit, din greșeală. La mine se spawnează multe bile de astea. Da, fiecare vede bile. Deja sunt două, ia uite-o pe asta cum se duce. Vă și eu pe aia care a căzut. Se duce de-a dura. What the fuck? Bă, ar fi să fii înăuntru. Mamă. De ce scoți ciocanul? Nu mai văd acum. Din greșeală. E mai una aici, voi vedeți pe asta? Da, o văd. Hai să mergem cu mașina pe stradă, dacă putem. Hai să văd dacă merge. Aoleu. Frate, deci ia că merge să împingi. Ia. Împinge. Ce e asta, mă? Rocket League? Opa. Aoleu, nu. Da. Mașina bună de Rocket League. Aoleu. Aoleu. O văd și pe cealaltă. Mă duc după cealaltă. Flipit. Ia uite. Mai pun și frână. Eu mă duc pe cealaltă, uite pe cealaltă aici pe stradă. Uite după ea, mă. Pliusc. Mamă. Merge pe stradă, n-are treabă. Ia zbura lui Mihai puțin din mașină ceva. Capota. Ia, oprește bila, Mihai, oprește bila. La mine se tot învârte mașina, încerc să o redresez, așa. În sfârșit. Stop, bila, stop. A, o văd. Doamne, cum se vede. Bă, putem să facem un meci de fotbal ceva cu asta. Da, putea. E cam greu ce-i drept, dar... Hai să o dăm de-a dura pe munte pe acolo. Eu aș vrea să uite o mașină aici, uite o mașină care trece vine. Prin mașina respectivă dacă o lași. Ia, las-o aici puțin. Trebuie să o pui fix așa. Stai un pic mai încolo. Ia stai că s-a oprit ăla la jumătate. S-a oprit, s-a speriat. Oprește-te. Nu, se duce aiurem. Ia. Ba nu mai, uite că intră în el! Bam! Și ăla ce, what the? Că ai două oară de ăla la volan. Bă, da, împing, poți să împingi mașinile cu asta. Ia, împinge-o de-a dura pe munte, pe acolo, pe... De pe aici. Uite așa. Dai, oaleu! Bine, Mihai, ce pun, m-a aruncat, gata. Și eu îți da dura. Vine peste mine! Bă, m-a turtit. Toți așa, băieți? Așa ceva n-am mai văzut până acum. Vreau o benzină. Asta trebuie să fie o portocală ceva, cred. O minge. Ce Dumnezeu lui e, băieți? Da? Am văzut și eu, e o chestie roșie aici, dar nu știu ce e.
Eu de-aia de acoperit mașina, mă, cred. Prima dată când văd în GTA așa ceva. Văd, trebuie să mă dau jos să văd mai bine, parcă nu... Da, chiar, uite. De-aia de acoperă mașina, frate, dar e cam ruptă. Au, scuze. Aolo, îmi dă vreo crosă de-aia peste cap. Unde-i mingea, Mihai? Acolo am băgat între copaci. Uite, vezi ce-am găsit aici? Oh my god! Ți-a căzut și al tău șeu? Mi-a căzut? Vrei să spui că mi-a căzut? Ți-a căzut, nu știi cum s-a întâmplat, adică... Ți-a căzut ușa? Ți-a căzut, nu știi de ce, a bătut vântul, ți-a căzut ușa. Vin! Mai, dar ce? De ce? De ce? Mi s-au dus... Ia uite, rampă! Bă, dar lasă-mă, frate! Ia uite, mă, nene! Mi-a căzut botul la mașină. Mi s-a dus o ușă. E ușă. Aha. Pe Max, intră pe sub mine. Ia, bă, ia, nene, ce-i acolo bă jos? Ai flip! Ce-i aici? Un mini tunel pe aici, da? Ce frate ăla, iaht, pisici? N-are cum să facă iarăși. Cred că e același. E altul. A început altcineva, Yacht Prevention? Da, da, dar nu știu de cât timp intru, că acum a făcut atât. Am făcut două șurubelețe și am căzut pe roți și am continuat să merg să cef. A, uite mai aici e cimitirul. Bine, unul din cimitire, că mai e unul. Apă, Lord. Apă, stop! S-a dus în apă. Calmează. Era, dar nu m-am dus. Aici e misiunea aia unde îl îngroapă pe ăla. Hai că vreau să văd cimitirul, băieți. Ăla e cimitirul ăla care a făcut misiunea. Da, 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 l-am îngroapă pe ăla aici. Mă aterizat în cimitir direct. Aici sunt numai oameni de ăștia periculoși. Și aici sus e parcarea. Bă, dar e mișto zona asta, adică nu prea am fost pe aici foarte mult. A, groapa aia nu e aici, frate. Uite încă o casă aici sus. O să dărâm crucea. Cineva vrea să mă calce. Deci. Nu, se poate, sper să reușesc să mă redresez. Și cu ce seamnă casa asta de ce cu aia din Outlast 2? Ce am găsit un tunel și vreau să iau pe acolo. Deci asta cred că e casa... Asta cred că e casa din Outlast 2. Iară practic așa. Pe bune, uite când vii așa. Ce what the fuck, asta e mașină. Da, e jumate de mașină. Nu mai seamănă mașină, sincer să fiu. Am găsit un tunel, vreau să văd ce e în el. Ia. A, de fapt nu, te scoate pe cealaltă parte. Te scoate pe cealaltă parte. Ai găsit mi-ai tu. Sunt două. Uite pe aici. Nu pe aici. What the fuck, Mihai? Șurub? Ce-am făcut? Unde ești? Pe drumul vreo, pe aici. Mamă, cum arată mașina. Dar trebuie să purg apă. Am ajuns o... am găsit o benzinărie interesantă aici. Ce bine. E o benzinărie foarte veche, dar nu mai funcționează în niciun caz. A, vrei să încercăm? Nu cred că bubuie, poți să încerci, dar nu cred. Vedeți și de aici? Cred că e moartă. Hai că vin și eu. Venim! Stai că e și mai greu de aici, ia uite-o mă. Da, Mihai este mai greu, are mașină specială pentru așa ceva. Credeți că bubuie asta de aici? Nu știu, nu cred. Nu știu, hai că încercăm, stai că vin eu acolo. Eu. Vă aștept, dar eu nu cred că bubuie. Eu sunt curioasă, nu să nu bubuiți. Ia uite bubuie, Mihai. Sunt pe spate. E bubuie cage-ul ăsta. Hai că vă aștept. Liniște băieți, liniște vă rog. Să nu-mi ziceți că nu merge și asta. Păi nu știu dacă merge, că n-am încercat. Da? Fiți atenți. Du-te, intră direct în alea. Stai. Vrum, 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 bubuie! A funcționat. Păi ce ai, pentru că era o mașină acolo, logică bubuia. Nu cred, hai că n-am. Hai, vin că te iau. Dați-mă și pe mine, băieți. Hai până la firmă. Hai să mergem la firmă, repede. Frate. Unde e firma? Firma este acolo. Ți-am pus. Ok. Wow. Tăiem direct, nu? Da, bineînțeles. Mai ales cu mașina ta, nu cred că ar trebui să mai pui întrebarea asta. Mașina ta... N-ai treabă. Mașina ta nu e făcută de ciment, e făcută de... A făcut off-road. Prea multe flipuri, șurubele și accidente. Ia uite, e cineva la casa asta acum. E acasă? Aruncă în grădă, cadou. Am era o tante și o umbră. Era o tante acolo. Aoleu. El. Ok, bine, urcăm pe aici. Hai să vedem cine ajunge primul, Mihai sau noi? Am găsit un tunel și n-aveam loc în el. Era mașina pe lată. Să vedem dacă reușește Mihai să ne întreacă cu mașina lui off-road.
La bine ah, ar fi fost perfect. Ah, uite-l pe nou, Mihai. Mihai? Ei, băiat rău. Mihai, ești băiat rău? Mașina e. Iar nu recunosc nimic. Mihai, stai pe loc. Nu, nu, de ce face asta mașina Zentorno? Wow. Uite-te și tu ce face mașina. Eu mă distrez trebuie. Și eu mă distrez minunat. Ce te învârți? Frate, deci se întoarce mașina asta mai ceva, ca la tine ai suspensie, la mine n-are suspensie, e lipită de pământ. Să ne împingi și pe noi, te rog eu. N-are treaba, adică nu trebuie împinsă, dar se răstoarnă. Bine, bă, hai să ne ajute, vezi? Trebuie să vă, păi... E cursă, nu e... E cursă. Helping. Păi și dacă noi rămânem aici tot episodul, nu vii să ne ajut? E, vine pe elicopterul și vă ridic. Oh, și până ia Mihai elicopterul, îți face dimineața, uite-i pe ăștia cum stau aici. Păi, mișto aici zonă. Care șmecheră? Verdeață cu chestii. Uite-ar frâne de râs. Cui trebuie stradă, cui trebuie stradă, nimănui. Oh, da. Nu mir că nu bubuiesc în tornă. E rezistent. Deci pe oamenii liniștiți stau acolo. Trei spinuri. Ne-am redresat. Tu când o trezesc în vreo. Cu afura rezistă, aoleu, parcare. Păi dacă te-ai dat cu gel. Da, corect. Te-ai dat cu gel. Cu de la de lipești picătură. Picătura, poxipol. Poxipol. Mamă, tu te dai cu poxipol în păr, ești nebun? Oh, cred că faci de capul. Bă, îți rămâne coafura ce-i drept permanent. Da, permanent. For life. Mamă, ce groazic. Mă doare pe mine părul. Dar se dă o fată cu pux și what the fuck. Mamă, îți dai seama. Și, și să-și pună părul așa în sus. Păi nu o să mai ai niciodată problemă. Aaa, e un Zentorno care vine pe noi. Vine pe noi Zentornul. Zentorno, auzi, insurgent. E mașina ta cu tine? Nu, tu știi ce era? Insurgent cu turetă sus. N-am mai văzut de mult unul de ăla. Doi? Nu, noi suntem la apartament. Dar am văzut de... n-am mai văzut de mult un de la cu turetă sus. Păi nu prea mai joacă nimeni cu el. E mișto totuși, de ce nu? Eh. Hai că iau și eu. Chiar vreau și eu să iau unul. Luăm? Păi că vă aștept. Cum se chema? Insurgent... Dar găsi și la ăla, mă, cu... Warstock, stai că zic eu. Păi trebuie să-l comand. Insurgent pickup. Insurgent pickup-ul ăla e? În telefon așa are numele, în meniu cred că are numele. Păi așa. Sărac. Dacă venim și noi, să nu dai încă comandă. Păi nu, că-s afară, n-am intrat încă de lângă. Ok, venim și noi acum. Da, Insurgent Pickup, chiar așa se numește meniu, poți să-l comand și eu. E ciudat, Insurgent Pickup, hai, what the fuck. Băi. Ce-ai făcut? Te-ai panicat? Să vă calci. Hai, vin încă aici. Au! Portez! Nu mai prins o bucată. Am văzut un bug. Uite-te la ochii mei cum arăt, frate, am dit ai vână taia la ochi. Era ce lipit cu corega. Era o mare linie. Ce-am gata, nevoie? Am un frappe de la Starbucks mai repede. Hai. Haide. Ce face doamna, doamna asistentă? Uite, am aici. Max. Vede, ia treci tu acolo la mine. Ce mi-arăți? Vezi jucăria aia? Care? Uite, vezi ce e aia? Ia-o, ți arată Mihai. Care? Unde? De la Sicura Serv. E vină pe partea. Ah, what the fuck? Are iluminate pe birou. E? De când? De ce? Că ai făcut... ai făcut ceva? Special nu sau nu ce? Știu. Nu știu, dar arată genial. What the fuck? Observat, parcă iluminati pe biroul lui Mihai. Iluminati confirmat. Mihai? Gemstones. A? Mihai? A? Ești iluminati? Nu se zice. Nu se zice. Nu se zice ce se face, what the fuck. Ia, am ieșit înaintea voastră, îmi pare rău. Trebuie să luați liftul celălalt. Da, sigur, nu e ca și când îl iau pe același. Dar cum? Da. Și am intrat singur în lift. Păi și eu. Poți să mai intri vreo 10. E straniu. Da. E ură faza asta. Că se vede ciudat. M-a dus să-mi iau insurgentul cu turetă. Vine cineva cu turetă la mine? Eu. Ok.
N-a mai fost de mult mașina asta cu insurgentul cu turetă. Deși mai e una în afară de asta cu turetă. Pare ca și cum ar fi mașina lui Trevor cu turetă sus, știi? A, știu. Și e mișto și aia, aia are o turetă și mai mare și puțintă. Picioarele cred că era cizat. Da. Numai că acolo te prinde ușor, adică cel care stă în spate n-are cover deloc. N-are protecție de rol la corp. Da. Iar ăla cu turete de limo și ăla e mișto, numai că e prea lungă mașina și... Da. Len, virează greu, să răstăbălești ușor. În afară de asta, nu prea are protecții, la fel ca insurgentul. Mamă, cum ai trecut? Oh, dar eu mă duceam, vreau să-mi iau aia, mă. The fuck? Ai dus direct la punct, nu? M-am dus direct la punct, nu. Stai puțin, nu te duncă. M-am dus pe altă linie, știi? Gen, mă uitam pe linia care trebuia... Lol. Mă uitam pe linia care trebuia... Băi, ce, s-a răsturat mașina lui ăla, i-a căzut capota în portiera, el a ieșit prin parbriz, adică și l-a să mă bată pe mine. Dar nu te-a lovit, te-a lovit, Lol, frate, de ce să te bată pe mine? Ce vine ai tu? Hai că am zentornă și băgăm viteză. Da, mă, mă uitam pe linia verde, în loc să mă uit pe linia mov. Și m-am dus aiurea. E problemă. Uite, zic și tancul. Da, uite-l acolo. Îți zic și tancul în același loc. Sunt unele locuri în care te spawnează. A decolat unul cu elicopterul, dar e în pasiv. Nu contează că... Oricum avem aici edită mai insurgentul cu turetă. Așa mai merge. Și are, îmi place că are și protecția aia din spate, știi, că n-are cum să te nimerească din spate dacă trage cineva în tine. Mă, să nu mă răstorn, asta e singura fază. Am mașină similară în BMG Drive cu chestia asta. Da? Suspensiile astea așa mui și mari și roți la fel de... Da. Și tot așa, urcă pe orice. Cu turetă? A, ca a ta te referi. Da, e una, e un mod. E oficial băgat pe joc. Păi, majoritatea sunt moduri în jocul ăla. A, mai zic ceva să scoată și mașinii oficiale. Era ar fi mai bine dacă ar face un Steam Workshop pentru jocul ăla, ca așa... Da, mi se pare și mie mult mai... Gomul! Hai, Bobby, hai! I-am desuflat roțile aia și am coborât suspensiile. Știi cât de gel e? Dar se ține bine. Ești gata? Băi, nu, încă e ok. Hai să mă bag eu așa. Văd un elicopter, îl vedeți? Nu. E un elicopter undeva prin... Nu, nu-l văd. Uitați-vă pe hartă. E unul roz. A, e la fir, mă. Da, dar asta nu e un semn bun. Oricum avem insurgentul ăsta, așa că... Oricum, recomand să stai înăuntru, că suntem pe munte, că s-ar putea să mă răstorn și să mori. Ok. Ok, să vedem care e situația aici. Yes, a dispărut punctul. Deci mai trebuie să mergem. Uite în față. Mașina poliție. Băi, e blindată, nu pot să-l omor. Dă-i cu tureta aia mare. Nu, ce eu nu pot să-l omor? Bă, nu pot să-i omor pe ăștia, ce facem? Nu mai trage, că bubuie, nu mai trage. Dă-l jos pe ăla, dă-l jos pe ăla, că-l blochez. Așa. Am nevoie de după ta. Dacă l-am omorut eu pe ăsta-l-alt, dă-i drumul. Bravo! Copac. Dai drum, fuci. Fuci. Dă-i în elicoptere, Păi n-ajung cu aia. Dacă dau la Lester, bag-te înăuntru. Hași. Somn. Noapte bună. Ai dat la Lester, Mihai? Acum, gata. Gata și eu. Liniște. Oh! Era să-l calci pe ăla, ești nebun. Mihai, ți-a dat poliție? Nu am atins. Era să-l calce. El a văzut că l-a atins. Eu am văzut că s-a aruncat înainte să-l calce. Opa, un elicopter acolo. Da, că suntem și noi. Da, tu stai și pozește-te în caz că vezi un elicopter ceva, tragi în el. Păi îl văd. Îl vezi că vine la noi? Vine la noi, da. Fuck. Dai. Nu, vine, se duce spre depozit. Vine la noi, vine exact la noi. Da, ăla, mai e unul în față roz, eu la ăla mă uităm. Dai. Stăng aici. Ce elicopter e? E de la normal, dar vine spre noi. De la normal, de mine. S-ar trebui să facă kamikaze. Lol, bravo. Ce kamikaze să fac? Băi, e un insurgent în față. Hai repede la depozit. Dă-i drumul în depozit, instant. Dă-i drumul, bă, Mihai, dă-i drum. Gata. Perfect. Bravo. Bă, misiune făcută ca la carte. Îmi place chestia aia de pe biroul lui Mihai, care, nu știu, un fel de premiu pe care l-am primit din cauza că am făcut prea multe creatori. Se poate. Nu? Și mai e
Și mai e un premiu, mi se pare. Dacă faci nu știu câte creituri, ți-l devine statuia aia golden, mi se pare. E un fel de Oscar. Ai primit Oscar, Mihai. Rank up Kingpin. Ce? Rank up Kingpin. Da. Ai, e un fel de Oscar. Mihai tocmai a primit Oscar acum pentru... De la Illuminati. Hai, dă să vindem de vreo două, dacă ai. Riscăm? Da, hai să riscăm să vedem ce se întâmplă. Oricum, deja am supărat eu pe cineva, dar nu... Ce, dacă am insurgent afară, mă duc să-l iau. 1, 3 sau 6? 3. Face cineva crituri, ești nebun? Nu cred că... Putem să-l vindem, oare? Am dat, hai să văd ce se întâmplă. Bat afară. Dă-mă pe asta, iau două pe asta. Enter the boat, e ok. E cu barcă, cică. De viața și de zilele mele. Hai Mihai, vii și tu în insurgentul nostru? Da. Ca să te protejați în el și de să... What the fuck? Bă, dar ia ceva să intre. Da, știu. Ce stă Mihai acolo serios, ești nebun? Și așa la costum, omul, e... Businessman. Poți are pisica cu picioarele. N-am văzut. Da, le văd, le-am băgat în chestia aia. Și are pantalonii aia, arată straniu. De ce? Practic stă pe scaun, vezi? Zici că sunt pantaloni de clown. Ce? Știi cum are clownul pantaloni? Da. Alb negru. Da, exact. Stiu mim un pic. Da, mai degrabă mim. Mim, clownul. Mim. Da, asta mă gândeam. Îi mimezi că te bat. Și pantaloni, și papuci sunt la fel. Aoleu. Da, episodul următor, tu știi ce trebuie să faci pisica. Faci mim. Ai cum să-ți faci fața? Da, cred că da. Da, îți faci părul alu și trebuie să-i costumi negru, gen zebră. Da, de zebră. Apa! Don't flip it! Shhh! Apa așa? Shhh! Și aproape ai sărit bine. Cred că aici o să ne aștepte cineva. Nu, e o barcă aici. Haș! Sas. Îmi place că se... Nu, încă, sunt niște băieți răi pe aici. Ale, barca de-asta lentă. Da, s-aici, dă-i. Vă pulverizez, băieți. Hai că te las aici și ies. Ok. Dacă te acoperi, băi. Cum n-ai să te mai întorci, frate, să te mai reîntorci, să te mai ridici. Da, sunt ciudați. Ăsta e 50 cal, nu? Ca la sniperul ăla gros. Da. Are un gros foarte puternic, un glonz ăsta... Hai Mihai, condu-o tu de data asta, că eu am condus data trecută. Eu stau cu mare ganul. Da, și eu la fel vreau. Stai așa, băieți, ca să urc și eu. Să se urce în barcă, să mai trebuie să apeși o F, să te pui la condus. Să vedem dacă vine cineva după noi. Văd deja un elicopter, văd cineva care s-ar îndrepta spre noi. O să mai fie zic. Elicopterul ăla cam vine spre noi, cred. Sau că îl urmăresc eu. Îl miros, frate. Miroase urât? Da, miroase fasole. Lol. Interesant cum după barca asta nu picați, dacă merg cu altă barcă picați. Bine, n-are viteză asta ce de... N-are viteză și e făcută ca să stai pe ea. It's now visible, aveți grijă. Bă, dar nu știu că ai văzut elicopterul ăla, că uite, să-mi bag picioarele. E în oraș, ammo... Homing launcher, așa... Miniganul la maxim, RPG-ul la maxim... Și grenade launcher-ul, trebuie să mă mai pregătesc cu niște bani pentru că vine update-ul ăla și nu o să am bani să-mi cumpăr chestii și trebuie să iau niște carduri de alea, share carduri. Ce mișto să vedem spatea pus. Și de ce tremură, mă? Știi că e mișto. Nu are și pasme. Opa, apucă frig, la mine nu. Ba, și la tine, și tu faci la fel. Dar e curent, frate, mi-e frig. Ia că mă urc pe asta. A, nu merge. Nu merge. Vreau să mă duc la Mihai acolo să-l împușc. Aoleu, mă împiedic. Vine cineva la noi? Nu, suntem liberi. Poți să dai cu buta mine sau să mă împingi și în timp ce conduc? Oare mă scoate de la condus? Ar trebui să mă scoate de la condus. Stai că încerc eu. Dă-te. Uite-l pe Mihai, poate dansează. N-a luat damage. Nici acum. Păi nu merge. Uite-l la Mihai, parcă dansează. Dar mă uit la Mihai, cum stă, deci el cică conduce cu mâinile, știi? Și mâinile lui numai pe volanul ăla nu sunt. La mine sunt pe volan. Hoio! La mine nu. Hoio! I-am dat somn lui Mihai.
Gata, că mai am 30 la viață. Mamă, nu mă așteptam. Deci de parte merge. Nu mergea. La început n-a mers, a doua oară a mers. Dar ți-am dat câteva bute de astea, câteva crosse și nu mergea. Bă, da, s-a umplut sesiunea asta, ești nebun? Da, s-a umplut, erau două persoane, pisici. Plină? Să joacă lumea GTA la greu. Bine, și acum am impresia că e și mai redus prețul de GTA de pe Steam, parcă văzut că era la sale, așa că... Da, și două persoane, una acela cămașă. Asta e, asta le-am vândut, a fost cu succes. A fost, aaa, aproape a făcut 126 level-ul. I-a făcut 138 level. Bun, hai să mergem pe jobs. Mihai, tu ce level ai? 147 spre 147. Ma. Dacă 150. Băi, nu pot să dau pe jobs. Yay! Headshot. Online. Ce satisfacție e când ai cu pistolul headshot? Unavailable while in VIP-work. Păi nu sunt în VIP-work, pe că ești nebun. Abia acum merge, ok. Ai, mai dai și mie o ușă. Vreau una cu motociclete. Threading the needle. Nu cred, stai. Stai că o rup eu. Splits the wave. Una cu motoare vreau. Ce vrei să faci cu ușa? Vreau să mă joc cu ea. Hai, s-a închis. Hai, înțeleg. Nu s-a închis. Gata. Bun. Dar nici chiar acolo, mă, Mihai. Aici pe dinți. Sper să nu rămână în nori, că dacă rămână în nori e nașpa. N-am rămas în nori, perfect. Dar nu m-a dat host? Nu m-a dat host. Ieși! Ieși! Te rog. Oh, fuck, frate, dea ăsta. E bine că am reușit să ies, pentru că... Minigun-ul. Da. O împingi. Online, okay. Jobs, play job, master created. Lol, de călcare. Trench 2, atunci, dacă pe ăla se joacă cineva. E nașpe pentru că ăștia, dacă mă prind acolo, îmi dau start instant și după aia nu mai pot să vă invit pe voi. Și după aia eu trebuie să stau să intru iarăși în sesiune un an, ceva de genul. Cica. Trage cu minigun în portieră. Bă, trench 2 e cu mașini. Muscle. Aparent e cu mașini, trench 2. Mai mică. Hai că băgăm cu mașini. Trench number of laps, să dăm... Bă, portiere e ce? Unu, confirm, auto invite. Hai că v-am dat invite. Eu nu vă luat inimii ai. Am primit. Nu vezi portierea că stau pe aici? Nu. Eu am stat în altă parte. Trench 2? Trench-ul 2? Ce că e cu mașini? Vreau cu motociclete, dar... Îți dă muscle cars. Hai să vedem dacă mai intră cineva. All from current session, da? Matchmaking e pe on, deci... O să mai dau aici, avem un minut 24, poate mai intră cineva, dacă nu, nu. E, intră de obicei. Noi mai primim ceva, frate, dacă facem level la GTA, mai primim și noi chestii. Momentan, ci că nu. Că nu mai au ce... Update, da, nu cred. Totul se bazează pe bani, acum mai nou. Adică... Poate de level 120 e irrelevant. O să ai level 5. Nu contează ce level ai pe 120, corect? Îți trebuie bani, dacă vrei să cumperi chestii în joc, deci... Credeam că ne mai dă, frate, la fiecare level să ne dea hai ceva. Hai că dau star, că n-ai intrat nimeni. Bă, ar fi mișto să mai bage. Eu totuși mai am speranța că o să bage ceva cu poveste. Dar, na. Custom Phoenix. Ce mașină să-mi iau? Te-mi iau pe asta. Redwood Gauntlet. Nu, ready. Te-am să-mi iau dricul. Dar nu-l mai iau. Nu ia face lucrurile. Mi-am luat o mașină, n-am mai condus-o pe asta până acum, dar, sau nu țin minte să o fi condus, dar sper să fie bună. A, ți-ai luat-o pe aia, e destul de rapidă aia. Nu, eu nu, n-am luat-o tu una. Nici, eu mi-am luat una de la ei, Redwood. Oricum, îi fuge rău spatele ăsta. Da, dar bași viteză cu ea, e mișto, vreau și eu să-mi iau, am avut-o pe aia și am dat-o. Vreau să mai iau o dată, că e mișto rău de tot, îmi place. Sau nu e asta pe care am avut-o, nu știu. Asta e mașina aia mică de care râdeam noi că e mică? Nu, aia e Shelby Corp asta, Corvette. Aia, Shelby Corp, aia o vreau. Asta e alta, dar seamănă puțin la bot. Seamănă, da, dar e mai mică aia. Aveți grijă cum conduceți. Aoleo! No, m-am dus pe mijloc! M-am dus pe mijloc, m-am dus aiurea rău de tot. Râs diabolic. Sper să-mi iau DNF acum. Max DNF. Se poate. Ce faci, bă, Mihai? Că merge extrem de greu. Nu trage direcția. Uite și tu cum s-a dus. Deci a trebuit să mă urc până acolo. Pe bune, dacă cursa... Ai sărit dacă nu e pe mijloc? Da, dacă nu ești pe mijloc, lovești tare. Pe bine, dacă cursa asta nu era mai bună cu motociclete. Da, era mai bună.
Dar cred că de-aia și-a pus cu muscle. E mai dificilă. E mai dificilă, da. Parcă merge și foarte greu astea care, nu știu, parcă așa... Da, lente. Sunt cam lente. Și-a pus curbele astea dificile intenționat, că știe că ai muscle car și spatelează spatele. Mam. Ne-a luat locul 1. Na. Uite cum se duce, deci trebuie să pun frână. Mamă, da, bine, măcar n-am luat DNF. De că intru Mihai, plus, s-a auzit. Am luat locul 1, bă, și acum toată lumea pisica locul 1. Nu mă așteptam să fie, mă așteptam să fie mai lungă și nu atât de scurtă, dar aparent a fost destul de scurtă cursa asta. Da, a fost interesantă, pisica a câștigat locul 1 de data asta. Trebuie să notăm în calendar. Ce dată e azi? Suntem în data de 26, bă, frumos. Măcar n-am luat DNF. Da. Deci măcar... oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!